Alina, ce date ai? Bun găsit, sunt mii de oameni care au ieșit în această seară în piața Victoriei. Aici, în fața guvernului, au venit să strige nemulțumirile. Nemulțumiri legate în principal de ordonanța care modifică legile justiției. Însă vă propun să stăm de vorbă cu ei. Bună seara, spuneți-mi care este nemulțumirea principală care v-a adus aici. Nemulțumirea principală și recentă este că guvernul, în ciuda literei și spiritului Constituției, a dat noi ordonanțe pe justiție. Este inacceptabil atât în ce privește forma, cât și fondul problemei. Adică există niște legi a justiției care au fost modificate în Parlament, așa cum s-au făcut în Comisia lui Iordache, am văzut cu toți anul trecut. La doar câteva luni după ce le-a dat în vigoare, într-un mod netransparent, rapid, fără explicații, Tudorel, Slugărel și cu Dăncilă au schimbat iarăși. Da? Deci ca formă este o mare problemă. Apoi în privința conținutului. Deși CSM-ul, care potrivit Constituției are responsabilitatea păstrării independenței, este garantul independenței justiției, Asociația Magistraților, opinia publică, Comisia de la Veneția, raportul MCV, toți au cerut să se revină asupra lucruri. Această problematică și fantomatică secție specială a judecătorilor, de urmărirea magistraților. În toate aceste lucruri, guvernul, în loc să dea înapoi, cum a promis public o va face, doamna Dăncilă a fost la Parlamentul European și a zis, o să discutăm, o să vedem. Au făcut exact pe dos și este strigător la cer, pentru că se încalcă separația și echilibrul puterilor în stat. Ce cereți în această seară, guvernanților? Simplu, abrogați și apoi plecați. Deci să revedeți ordonanțe și doamna Dăncilă a făcut destul. A făcut destul rău țării și să se ducă, să se facă alte lucruri unde vrea dumneai ei, dar să ne lasă în pace. Nevoie de un guvern care rapid se repare din greșelile care s-au făcut pe justiție, pe economie, cu toxica ordonanță 114 care ține de finanțe, de taxe. Deja ne-au venit facturi mărite la gaz din cauza acestei ordonanțe și asta este marea problemă. Abrogați și apoi plecați. Vrem justiție, nu corupție. Ce aveți de gând? Ieșiți în stradă în continuare până când veți vedea această ordonanță modificată? Sau? Da, situația o impune. S-am ajuns într-un punct care n-a mai fost până acum. Efectiv, este pusă în pericol democrația. Acest guvern a devenit un guvern autarhic și dă legi și pe economie și pe justiție, astfel încât să-și conserve puterea. Fac tot posibilul ca și la următoare lege să rămână la putere, fiindcă sunt foarte conștienți că ce au făcut ei acum este foarte grav. Și în momentul în care ar veni un nou guvern, primele măsuri ar fi să abroge toate legile aberante pe care le-au dat. Deci este necesar ca cetățenii țării care plătesc 42% din taxe către guvern pe care le cheltuiește Dragnea fără să dea socoteală, este neapărat necesar ca cetățenii să ceară cont acestui guvern irresponsabil. Vă mulțumesc foarte mult. Mâine la ora 15:30 au fost invitate la Palatul Victoria reprezentanții, au fost invitați reprezentanții magistraților, a judecătorilor, a procurorilor, însă o parte dintre asociațiile magistrat au refuzat deja să meargă la Palatul Victoria, susținând că astfel de consultări trebuiau să aibă loc înainte ca ordonanța care modifică legile justiției să fie aprobată și nu abia acum. Alina Sorocean, în legătură directă cu noi din Piața Victoriei, vom mai vorbi cu colega noastră.